România a primit susținere pentru integrarea în spațiul Schengen din partea Slovaciei. Premierul slovac, Peter Pellegrini, consideră că este nevoie ca granițele spațiului Schengen să fie extinse spre sud, asta pentru o mai bună protejare a Uniunii Europene. Nu este správne, aby vstup alebo nevstup do šengenského priestoru bol zneužívaný aj na politické ciele. Z tohto pohľadu som pani predsedničku vlády uistil, že Slovensko plne podporuje vstup Rumunska do Schengenského priestoru. Întâlnirea dintre premierul României și omologul său slovac a avut loc la invitația Vioricăi Dăncilă. Cei doi au purtat discuții despre președinția României la Consiliul Uniunii Europene, ce va debuta la începutul lui 2019. Premierul slovac a avut o întâlnire și cu președintele României, Klaus Iohannis. Discuțiile au fost urmate de o ceremonie de semnare a programului de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Educației din Republica Slovacă. Slovacia este stat membru al spațiului Schengen începând cu anul 2007.